Dacian Cioloș e singur împotriva tuturor. Săptămâna viitoare va prezenta în Parlament propunerea de guvern doar cu membrii USR. UDMR și PNL au refuzat să facă echipă cu Cioloș. Câțu i-a transmis să meargă la AUR și la PSD. Dacă propunerea USR e respinsă în Parlament, Iohannis îl va putea nominaliza din nou pe Florin Câțu. Dacă prim-ministrul desemnat Dacian Cioloș nu va reuși în urma discuțiilor să coaguleze majoritatea pentru investirea guvernului, PNL va demara negocieri cu toți liderii partidelor politice responsabile, excluzând AUR, pentru a găsi cele mai bune soluții pentru români. Nu cred că e momentul acum să stăm și să pansăm tot felul de ego-uri rănite. Și în timp ce politicienii joacă Nu te supăra, frate, România pierde bani europeni. Ar fi trebuit deja să mergem spre finalizarea negocierilor pentru noua programare financiară 2021-2027. Ori, iată, România este în urmă față de alte state europene. Și ca să vezi că se poate, uite exemplul Germaniei. La 3 săptămâni de la alegeri s-a anunțat formarea unei coaliții între socialdemocrați, verzi și liberali.